Bună ziua! Bună ziua! Îmi cer scuze că vă deranjez, am văzut anunțul dumneavoastră Da, sigur, și nicio problemă, spuneți. aș fi interesată și eu de trei miei pentru județul Constanța, pentru Constanța, de fapt. În Constanța, da, sigur, la ce greutate? Aș fi vrut undeva în jur de 11-12 kg. Da, aproximativ, așa nu. Și dacă depășește, nu este nicio problemă. Întrebarea mea e în felul următor. Eu am avut în neam cineva care a murit acum câțiva ani de... A avut o infecție de la carnea de miel și așa mai departe. Și vreau să vă întrebăm, aveți cumva... Ați făcut anal... Da, nicio problemă, se pot obține documente de la medicul veterinar. Deci, sunt testați, sunt... Da, bineînțeles, se pot face. Se pot face Și sau le aveți deja, adică sunt în regulă? ca să înțelegeți, fiecare miel trebuie să aibă fiecare test, înțelegeți? Da. Degeaba eu mă duc și obțin de la... Ei sunt sănătoși, dar ca dumneavoastră să fiți 100% sigură, vă trebuie pe fiecare miel în parte, corect? Am înțeles. Da. Da. 13, 14, 15. Da. Am înțeles și voiam să vă întrebăm că... Stați mai puțin, vă rog. Gata. Ca acte, ceva documentație ați avea, adică să știu că e ok carnea, că am un copil micuț cu sensibilitate Doamnă, și... ți-l tai în față, e viu mielul. Nu e, e viu, nu e. Am înțeles, dacă și act, n-aveți nimic doveditor. Să scot de la medic, ce să scot? Pentru vaccinul, pentru ce să scot? Da, cum că este o chestie în regulă, are analiza făcută, este. Adică o să-l întreb și vă spun Da. la. Mulțumesc.